Laba, laba nu mai este soluția. De când s-a apucat Dragnea de gătit pe YouTube, s-a schimbat complet civilizația României. Efectiv, o revoluționat lumea gastronomiei la nivel internațional. Jamila e de mult uitat, o s-a dezintegrat molecular, de alții nu mai zic. Bă, și am avut speranța că Gordon Ramsay va salva situația, maestrul gastronomiei. Dar se pare că aparent e izolat într-un bunker din Albania să se protejeze. Așa că nu mai avem pe altcineva. Au mai fi și samurai scălătescu, dar la habar n-am pe unde, cred că e prin Mongolia, des, nu știu. Și eu am rămas cu, numai cu Dragnea în lumea asta gastronomiei. Bă, și are ăsta niște skill-uri, bă, când mă uit la el mă hipnotizează complet, mă face să gătesc și eu, mă face să gătesc exact ca el. Și am un loc potrivit unde să gătesc exact ca Liviu Dragnea. Unde putem noi găti mai bine decât la Papa's, bă? Aparent am vorbit cu șeful ăsta, mă, incredibil, și au zis că mă poate învăța să gătesc ca Dragnea. Și iată-ne aici, suntem sclavul lui acum. La ce abominații de delicioșenie face Dragnea nostru? Nu știam unde să clasez între toate jocurile Papa's. Nu a existat un joc similar ca cătelile lui Dragnea. Așa că am zis că cel mai apropiat de el e Papa's Pastaria, mă! Paste, mă, italiene! Choose your character. Și avem aici pe Doan, pe Utah. Bă, Utah nu era stat din America? Cum se cheme un stat din America? Și avem aici Creed Custom Worker. Uite, aici îl putem face pe șef Liviu Dragnea. Perfect. Îl prezint pe Liviu Dragnea, Papa's Pastaria. Bă, dați-vă și voi cum arată, bă. Trebuia să-l fac mult mai bine, dar n-avem variante cum ar fi să-l fac știrp sau astea, dar aia punem nume Liviu Dragnea, șef. Ah, atenție, șef Liviu Dragnea, nu mai știu să scriu. Îmi pare rău, dar Liviu Dragnea nu mai e șef. Bun, suntem aici pregătiți social, antisocial, democratic, nedemocratic. Liviu Dragnea, bun. Mergem, Liviu Dragnea's invitation. Ia, ce se întâmplă? What the hell, ăsta și părinții lui? Bun. Eduardo, Olga, Eduardo, cine să, mă? Ce face Dragnea? Ok, merge la invitation, la nuntă, la ce-o fi, la mormântare, că s-o amară, nu? Location, portali, what the hell? Your rooms found. Oh, nu mai are camere disponibile, dom și tu pe străzi. Ah, one room found, ok. Yay, Dragnea e fericit. O scăpat din jelava, acum se duce la nunta, la măsa. Ia, ding ding. Aolo, ce se întâmplă? Primește habar, n-am. Niște... Ce face venețian, ce faci? Zici că-s haine de venețian. Departure now. Ah, iar intră în panică. Ah, ce voce bună am de Dragnea. Ok, bă, ăsta e Veneția, mă. What the hell? Uite, deja, cine e ăsta, bă, mi-aduce aminte de cineva. Și cu frisura asta din Elvis Presley din anii 70. Ok, Alan, vrea niște dăștea și vrea niște sos de roșii, vrea niște parmigiano și chiftel. Păi, what? Cum mănânci paste cu pâine? Este imposibil, este ilegal, trebuie să fie ilegal. Să punem ăștia, fasolini în meu, solini, nu știu cum s-o cheamă. Cus. Wait for pasta to cook. Ok, până atunci ne uităm la... Bă, nu mă lasă. Pe vreau să mă uit. Ei, trebuie să aștept eu aici 20 de ani. S-o amestecam, yeah! Să nu se lipească de fund. Bravo, Dragnea, ești incredibil de bun. Ești... nu mai pomenit. Oh, gata! Yay! Yeah. Ia, vreau să le iau! Bă, ăsta e bugul său. Ah. Nu mai știu eu să mă joc. Deci punem pastele aici. Ce? Bă! Parcă ăsta nu-i sos de usturoi. Cum să mănânci paste cu sos de usturoi? Ar trebui să fie legal să te bată chinezii. Ăsta, italienii, dau. Uite! Păi de ce n-am văzut? Oh, ok. Este, mi se pare incredibil de bine. Aaa, pe trebuie să pun într-un loc, că dacă nu mă bată ăștia, nu, uite, hai că-l pun aici, fancy! Fancy, că dacă dau cu un ce milimetru mai la stânga, nu-i bine. Next. Dau ciupear, că nu vei... Uite aici. De partea casei. Next. Doamne, Dumnezeule. Bă, eu nu vreau să-i dau pâine. Ilegal să mănânce pâine.
Care mănâncă paste cu pâine, babușca mănâncă paste cu pâine. Deci, bă, uitați-vă și voi la dish-ul ăsta italian, bă, deci incredibil de italian. Sunt cel mai bun italian, cel mai bun Dragnea. Ia, Alan, Elvis Presley, ce vrei? Deci 9 points. Tips, mam, $2? Bă, de $2 mănânc o săptămână, ește bun. Vreau sos de usturoi, șaciu perci, pâine, doamne. Cum să mănânci cu pâine? Sunteți retard, rău de tot. Ar trebui să fiți dat în judecată. De ce vrea? Vrea pas pe spar cartiere cu ori colonii. Bă, eu m-am plictisit să mai stau după ele. Le mănânc așa crude, aia e. Cred că are dinți. Da. Bă. Bun, avem paste crude. Vrea sos de usturoi. Bă, cu sosul de usturoi mănânci, bă, aia pui, pui prăjit, nu, bă. Dar eu nu văd sosul. Nu văd unde pun. Hai că e ok, zici că... Zice-i căm. Nu, căm. Puneam cioperci așa. Bun, ciuperci. One eternity later. Ciuperci. Bine, devii foarte cringe. Puțin ca prea mult ciuperci. Ce? Vrei chiftez? Ai, dacă am pus așa, hai. Hai, băgăm. Ți-o lăsăm așa crudă, e ok? Nu! Atunci nu mănânci! Atunci nu-ți mai dau pâine, este ilegal. Dar nu mă lasă, trebuie să dau cu pâine, băgăme. Ia! Spac ciupercile! Ce-am făcut aici, dish-ul ăsta? Ce aici, nu-ți plac, a? Păi și atunci de ce mi-au zis să-ți mai pun? Aolo! Ok, ne-am terminat treaba în Veneția. Nu știu ce caut în Veneția. Mamă, sos! Sos marinara! 75%, cred că ok. Uite, Dragnea, puțin că am supărat. Pentru că lucrează ca sclavă acum. Aie, te înțeleg, Dragnea. What? Crabaroni? Și mini gay. What the hell? Ok, hai să vedem ce trebuie să facem. Coleg 14. Ce? Așa se fac pastele în Italia. Bă, eu credeam că sunt fabrici, mă, se face din făină din astea, dar aparent pastele cred că în apă. Bună, nu mai vreau să joc niciodată, deci am văzut eu, mi-a schimbat viața complet. Pastele cresc în apă. New customer, Taylor Swift, gnocchi, bă, gnocchi, bă, nu vreau gnocchi. Yo, a venit Taylor Swift, bine, nu-i. Bă, ăsta zici că e Miles Morales. A venit Miles Morales în Veneția să mănânce, să mănânce gnocchi. Gnocchi cu ciuperci. Iar îmi zici că vrei ciuperci și după aia zici că nu-mi plac ciupercile. Zicea, a venit Elvis Presley înapoi. Știrbălou ăsta. Ok. Iar vrei așa? De same shit vrea. Ok. Pare că să-i fi plăcut. Hai să-l facem să nu mai placă, cred. Ok, deci avem aici parmigianul, remigiano. Punem de ăștia fusolini, ce-o fi. Ăsta-i average pirat din Mangalia. A venit de Mangalia să mânce spaghetti în Veneția. Deci Robin Putrezitu. Păi ești pirat sau Robin Putrezitu, că nu mai înțeleg. Ok, ăsta vrea spaghetti, mă. Bă, deja sunt supra-solicitat. Am 40.000 de comenzi. E o dunță. Credeam că am scos asta. Bă, dar câți clienți mai am, mă, că supra-solicitat. Scasă-mi the closer. Aolo, ăsta e parmigianul remigianul. E șfițălău din ăla, așa cum s-o zice. Un critic culinar. O să-i facem cele mai tâmpite paste existente. Special pentru el. Bun, pe stai, trebuie să fac aici ce vrea. Vrea parmigian, sos de usturoi, nu vrei, așa puțin. Gata. Păi nu mai vreau să spun. A, credeam că pot pune și talea. Hai! Ia ciuperci. Ciuperci. Ședem partea casei pentru că nu mai pot pune sos marinara peste, pentru că legile fizicii zic că nu pot pune două sosuri în aceeași pastă. Îți pun două chiftele în plus. A, da, și
De asta. Bun, punem ăsta. Bă, deja sunt prea solicitant. Ce? Ăla e 3DS, mă? Bă, nu-mi dă și mie 3DS. Ce fă... Ah! Ah, se prăjesc aci de tot. S-a făcut, s-a albit. Ăsta ce vrea? Parmigianul, remigianul. Ce vroia ăsta? Vrea gnocchi. Hai, băgăm aci. Ar trebui să ne grăbim. Bine, repede, repede. Drag de command here. Repede, hai să vedem. Ia, Miles Morales. 49. Ți-am zis, îmi pare rău. Legile fizicii nu mă lasă să-ți pun sos marinara, două sosuri. Asta e. Da, s-a cam supărat. What? Are și cretul cu 3DS, mă? Bă, dar toți au 3DS, mă? Vreau și-o. Bă, dar ce s-a olpit, mă, așa? La 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 Nu văd sosul. Vrea parmigianul menstruation ăsta. Bun. Mă dau seama că ăsta e de fapt e mătrață. Cred că e mătrața lui Papa asta. Ar trebui să... Mătrața specială a șefului. Bă, nu m-a scos armăra! Bă, nu mai scăp. Bun. Chiaftele aia. Ai de cap, m-am uitat asta. Cred că s-o dezintrogat molecular. Doamne, cum arată, bă, că le-am lăsat. Liviu Dragnea, Liviu Dragnea. Vrea așa, sophistication, ia. Că las, pun, nu. Bun. Cred că sunt destule de multe chiftele. Aici, trebuie să-l băgăm pe ăsta. Nu trei, așa doi. Bun. Azi vedem Alan Walker, Elvis Presley, ce o fi, 57 puncte. Da, a fost puțin că am solicitat. 42 cenți. Bă, mi-au... Ia, era zic înghețată. Ciocolată rom. Așa, acum... Acum au mai rămas... Uitați-vă cât de furios e. Aia a rămas criticul culinar. Gordon Ramsay, cine ești? Bun, de trebuie să facem cel mai paste ever. Ce era? Păi atunci servim pe Robin putrezitul pirat mangalian, ce-o fi? 38 puncte. Oh, pe nu-ți plac chiftelele. Ți-am pus extra chiftele. Tu să-ți zici, bă, da prost, da tu, nesimțătule. Vreau sosul special al bucătarului bun. Sosul cel mai special al bucătarului. Sosul alb special al bucătarului. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Cât de... A, am uitat aici mătrața lui Papas. Bun. Am făcut-o... Da, cred că v-ați dat și voi. Yeah, am făcut no. Am făcut asta. Hai facem un față zâmbitoare din ciuperci pe lângă chestia asta. Facem nasul. Ciuperca s-au slobozit în gnocchi ăștia asta. Ok. Știi ceva? Lăsați așa. Uitați-vă și vă ce design am făcut câte le lasă. For real. Hai să te vedem. Gordon Ramsay și cine o fi. Zero. What? 0 puncte? Bă, ce nesimțit, bă. Bă, i-am dat extra chiftele, bă, așa de multe chiftele nu mănânci în viața vieților tale și tu zero, ce că, ce critic, mă. Dacă mâine mă concentrează papa sa, aia e. Time to hire some help. Aoleu, dragnea are voie de ajutor? Am la cât de solicitat a fost. Choose your server. Azi nu pe doua an ăsta. Bă. Hello. Bă, păi, Dragnea chiar a fost concediat de la Papa din a doua zi, bă, nu mai merge jocul, bă, și era așa de frumos, era așa de frumos să gătesc ca Dragnea, dar, pentru final, bă, nu puneți, mă, ketchup pe paste, mă!